Asculți Vocea Interioară la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bun găsit tuturor! Sunt Luciana Prisecaru, psiholog și terapeut holistic și vă prezint emisiunea Vocea Interioară la Radio Terra Nova. Această emisiune își propune să aducă în fața dumneavoastră oameni care au străbătut bariere ale vieții și care aleg să transmită mai departe din cunoașterea și experiențele lor. Pentru că săptămâna trecută am realizat o emisiune cu Marian Bănățeanu cu tema Incursiune între ce ai fost și cine ești, astăzi vom efectua o continuitate a acestei ediții de săptămâna trecută, acestei emisiuni, unde vom completa cu ceea ce nu am reușit să vorbim. Bine ai revenit, Marian, la noi în studio de Radio Terra Nova. Luciana, cu mare bucurie m-am reîntors. Mulțumesc pentru invitație. Mă simt foarte bine aici la voi. Îți place energia noastră aici, da? Da, exact. Atmosfera, tot. Exact. Marian, tema noastră pe care am dezvoltat-o săptămâna trecută a fost incursiune între ce ai fost și cine ești. Pentru că prin puterea exemplului oamenii pot să facă o diferență și pentru că tu ești o persoană reală care a trecut prin această incursiune, să spunem, vreau să continuăm astăzi cu partea aceasta de mai mult de prezent. Și evident să vorbim și despre efecte, realizări, conexiune cu oamenii, așa că ești pregătit, bănuiesc. Cu mare drag, îi dăm drumul. Aș vrea să încep cu o întrebare pe care nu am mai reușit să ți-o adresez în ediția trecută. Care este conexiunea ta în prezent cu vocea interioară? Că toți suntem la această emisiune cu acest titlu. Vocea mea interioară este o mare bucurie să pot să mă ascult și să înțeleg ce îmi doresc de fapt. Pentru că de multe ori de-a lungul timpului mi-ascultam de fapt fricile. Nu era autenticul din mine. Chiar zilele trecute mi s-a întâmplat un eveniment în care nu am fost prezent, pentru că, vezi tu, este un proces continuu de creștere. A venit către mine cineva și m-a rugat să îl ajut cu promovarea unor produse în domeniul meu de activitate și am spus da inițial. Momentul în care am spus da a fost un moment generator de frustrare, de vinovăție, de neliniște, pentru că nu eram confortabil cu activitatea respectivă. Da, dar este important, scuză-mă puțin, te rog. Este important că ți-ai dat voie să te observi. Da, da. Și asta înseamnă ascultare activă. Asta înseamnă ascultare, da, 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 exact. Și înțelegând că, de fapt, interiorul îmi vorbea, că, practic, intrasem în contradicție cu propriile mele valori, am revenit după 24 de ore și am spus că nu pot să fac ceea ce am promis, i-am explicat de ce nu pot să fac și am oferit, de asemenea, o variantă. În momentul acela s-a aștenut liniștea. Nu mi-a fost frică. Asta înseamnă conexiune cu vocea interioară. În exact. Momentul în care iei cele mai bune decizii, faci cele mai bune alegeri, se așterne acea liniște și acea tăcere prin care vocea ne vorbește. Nu vreau să fiu perceput ca egoist, însă în momentul în care am grijă de celălalt și nu am grijă de mine, atunci se creează un dezechilibru în interiorul meu. Eu am nevoie să am grijă de celălalt în timp ce am grijă de mine. Și atunci sunt împăcat. Aș fi egoist dacă aș avea grijă de mine și n-aș avea grijă de celălalt. E nevoie să ne găsim echilibru, da, armonia. Exact, exact. Care este în prezent relația ta cu Dumnezeu? Pentru că a-ți asculta vocea interioară înseamnă mai mult decât a-ți asculta un mesaj, înseamnă că te-ai conectat cu partea divină din tine, înseamnă că o recunoști, știi că faci parte din această scânteie divină. Ce poți să ne spui? Pot să spun că la un moment dat eram supărat. Pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu.
pentru că mi-era bine, pentru că mi-era bine, dar nu mi-era bine. Simțeai că toate acele nemulțumiri vin de undeva? Da, din faptul că mă trădase, pentru că n-a avut grijă de mine. Și când m-am îndreptat către el și am vorbit cu el și l-am întrebat de ce nu mă ajută, răspunsul care a venit a fost: pentru că nu vrei să te ajut. Pentru că tu vrei să faci cum vrei tu. Acea latură din tine, evident, da. Care spune asta și cere asta. Care spune asta. Ego-ul meu voia să demonstreze că nu are nevoie de ajutor din partea nimănui. Și că e puternic. Da. Exact. Și atunci am avut nevoie de această călătorie ca să-mi dau seama că împreună este mult mai ușor. Marian, dacă ar fi să facem o evaluare al intervalului când a început acest proces pentru tine, cam ce perioadă poți să ne spui? Procesul meu efectiv de lucru cu mine este început acum 7 ani. Când deci tu de 7 ani ești în acest domeniu? Sunt în acest domeniu. De 7 ani sunt nutriționist și de 5 ani sunt coach. Am 7 ani de când activez în acest domeniu și lucrez cu adulți, cu copii. Ai un cabinet al tău? Da, așa este. Te rog să ne dai câteva date unde te pot găsi oamenii, că tot suntem la capitolul ăsta, să zicem, să nu omitem. Eu sunt pe internet, da, pe internet mă găsiți la marianbănățeanu.ro, pe Facebook, pe Instagram, evident, Marian Bănățeanu. Și ca locație sunt pe Vasile Lascăr, 202, în zona Ștefan cel Mare. Dar cine are nevoie să ajungă, la mine o să ajungă. Ajunge, da. Exact. Foarte frumos. Ținând cont că tu te-ai luptat cândva cu kilogramele în plus și exact cum ne-ai spus în ediția trecută, ajunsesei la 120 sau 130? 120. 120 de kilograme. Ce recomanzi tu acum celor care ne urmăresc și care se află în această luptă? Cu ce să înceapă sau care ar fi primul pas? Pentru că știm cu toții că sunt mulți oameni care sunt în acest proces. Obezitatea la noi în țară a crescut foarte mult, însă sunt și chiar tineri, copii, adolescenți, ca să nu mai vorbim de adulți, care se luptă cu kilogramele și nu au curaj să ceară ajutor sau nu au o susținere. Dacă ne ascultă în acest moment, pot să ia informații utile de la tine. Din păcate, unul din 10 copii suferă de probleme de greutate, iar unul din 4 de obezitate. Deci lucrurile la noi în țară, dacă vorbim despre copii, se agravează din ce în ce mai mult. Răspunzând întrebării tale, nutriționistul îți va spune că este important să știm ce, cum și când să mâncăm, iar coachul o să vină să-ți spună că este important să fii încântat de ceea ce mănânci. Pentru că, vezi tu, Luciana, noi nu mâncăm ceea ce este sănătos. Noi mâncăm ceea ce este sănătos și are un gust bun, dar și ceea ce este nesănătos, dar are un gust bun. Prin urmare, este crucial să fim încântați de gustul mâncării. Iar atunci când îmi place ceea ce mănânc, eu perpetuez. Da. Și mai ales felul cum consumăm ceea ce vrem să mâncăm. Exact. Pentru că există și acolo o cheie secretă, ca să zicem așa, dacă mâncăm în grabă, dacă mâncăm prea mult, dacă iarăși intrăm într-un subiect care nu ne ajunge timpul să-l dezvoltăm. Chiar ieri, fiind școala altfel, la școala numărul 79, am fost și am vorbit cu copiii despre mestecat, despre un dulce sănătos și impresiile au fost de partea copiilor. Da, au fost foarte încântați, au fost foarte... Că se dă voie în școli să vină nutriționiști și pentru că copiii sunt receptivi, copiii merg acasă și spun: nu vreau să mai mănânc asta, pentru că mi-a spus mie domnul la școală. Copiii au nevoie de variante, au nevoie de susținere. Da, și să iasă din zona aceea cum au fost doar obișnuiți și cu toate că în zilele noastre sunt așa niște copii inteligenți care, indiferent ce
le recomandă, ce le oferă părinții, ei refuză. Și refuză pentru că au ajuns la acel nivel în care pot să facă diferența. Asta îmi spun clienții. Copilul meu nu vrea să mănânce prăjitură cu zahăr. Nu îi place. Da. Și insistă bunica. Și i-am spus să nu mai insiste. Deci este fantastic. Este exact ceea ce am spus unii clienți. Da. Copiii au o inteligență nativă și acționează în baza ei. Și știu să se asculte. Da. Din păcate sunt și copii care n-au încotro și fac ceea ce îi determină părinții sau ceea ce le recomandă părinții și aceia devin copiii obezi de mai târziu. Așa este. Aș vrea să te întreb acum, cum percepi tu lucrul cu copiii? Pentru că de la tine știu că vin și copii la cabinet. Care este cea mai mică vârstă a copilului care a apelat la tine, evident, prin părinți? Și cum își asumă ei această responsabilitate? Mulțumesc pentru întrebare. Cel mai mic copil a avut vârsta de 6 ani. A venit și mi-a spus, mie mi-e frică. De ce ți-e frică? Mi-a zis bunica că o să intru la dietă. Wow. Dar ce înseamnă dieta? Înseamnă că nu o să mai am voie dulciuri. Stai puțin, fac o paranteză, Maria. E foarte important și de aceea îmi permit să nu pierd ideea. Tu știi de ce copilul acela a declanșat așa în el o frică? Pentru că eu consider și prin calitatea de psiholog și nu numai, consider că ai spune unui copil într-o formă anume, asta aduce, îl determină pe copil să înțeleagă. Păi dacă bunica îi spune, o să te bag eu de mâine la dietă și o să vezi tu. Exact. Păi când ai spus așa ceva copilului, deja l-ai terminat. Da. Și voiam să știu cum, dacă îmi confirm sau nu lucrurile astea. De acord cu tine. Deci modul cum abordăm subiectele cu copiii fac sens. Da, da. Și atunci, pentru a-l atrage de partea mea în acest proces în care avea nevoie să intre, copiii nu vor să slăbească, ei doar vor să mănânce ceea ce este bun. L-am întrebat deci noi de multe ori nu putem să spunem, da, vreau să slăbesc. Uh-huh. Și atâta timp cât ai ceva în meniul tău să te poți și abține și suntem totuși exact. Adulți. Da. L-am întrebat ce îi place să mănânce și mi-a zis că îi place ciocolată. Și i-am oferit o ciocolată care îl ajută. Ce-ți mai place? Iaurt cu fructe. I-am oferit un iaurt cu fructe care îl ajută. Ce-ți mai place? Pizza. Ok, mama o să primească țetă de pizza. Ce mai vrei? Paste. Uite, pastă de mazăre cu in. Te vor ajuta să slăbești. Cum te simți acum? Mi-e bine, nu mi-e frică. Ai văzut? Hai să stabilim. De câte ori vrei să mănânci pe zi? Ce-ți place să mănânci? Și în momentele alea a venit copilul către mine. M-am adus eu către el, n-am mai intrat eu în bula lui. S-a deschis. Și să fie pregătit pentru a primi. Venea el cu soluții. Interesant. El avea soluțiile, nu mai erau la mine soluțiile. Da. Deci l-ai implicat deja în acest proces. Exact. El făcea deja parte din proces, nu era doar că trebuie să fac asta, că mi-a spus Marian sau bunica. Este exact ce-mi spuneai tu înainte de emisiune. Nu l-am mai forțat, l-am însoțit. Da. În această călătorie. Și l-ai susținut și pentru el a contat foarte mult. Exact. Acesta este, de fapt, cel mai sănătos mod de abordare, fie pentru adulți, dar mai ales pentru copii. Și adulții au nevoie și asta. Și adulții au, da. Da. Nu ne simțim susținuți la muncă, nu ne simțim susținuți de către parteneri acasă, nu ne simțim înțeleși de către părinți, de către copii și intrăm în conflict cu toți. Da. Asta este istoria mea. Am intrat în conflict cu toată lumea. Evident. Și ce se întâmplă când intri în conflict? Suferi. Nu este colaborare. Nu este cooperare. Da, și atunci când suferi, vezi tu, pierzi din energia aceea frumoasă. Și cum te mai raportezi tu la ceilalți când tu deja te-ai dus mai jos? Păi ei sunt de vină. Dumnezeu este de vină. Niciodată noi. Da. Da. Maria, dacă ar fi să facem acum o trecere, ce ți-a adus ție cea mai mare bucurie de când ai început acest proces? Și aici mă refer la trecerea de la avocat la ceea ce profesezi astăzi. Ce ți-a adus cea mai mare împlinire? Știu că ți-a adus ceea ce faci astăzi, dar
așa ca o bucurie sufletească, băi, uite, mi-a venit informația asta când aveam cea mai mare nevoie de ea sau am făcut asta și mi-a reușit. Ce ți-a adus în suflet cea mai mare bucurie? Dovada că în momentul în care te schimbi tu, se schimbă relațiile din jurul tău. Vezi tu, pentru că eram nefericit și eram nemulțumit constant, copilul meu nu voia să fie lângă mine. Nu mă accepta. Așa că... Păi pentru că nu te acceptai tu pe tine, evident. Evident. În momentul în care eu mi-am schimbat relația cu mine, David vine în casă, mă ia în brațe și îmi spune, te iubesc, tati. Ce frumos! El și-a schimbat relația cu mine, pentru că eu mi-am schimbat relația cu mine. Exact. Ne-am schimbat relația. Nu trebuie să schimbăm pe nimeni din exterior, ci pe noi în interior. Și atunci eu spun asta tuturor celor care vin la mine în terapii și pentru unii e ușor așa să le explici, dar pentru alții spun, cu toate că le spui lucrurile astea, spun, da, eu am căutat să-mi schimb soțul și știi, nu vrea să se schimbe deloc. Nu vrea să se schimbe. Dar nu acolo trebuie să lucrezi. Da, dar dreptate, nu vrea să se schimbe. El nu a cerut să fie schimbat. Exact. Ci trebuie să ne schimbăm exact. Noi ca să putem să schimbăm și eu chiar am... experiențe de viață în domeniul ăsta încât le dau și cu experiențe cu tot în terapie oamenilor ca să poată, pentru că oamenii cunoașterea o văd peste tot. Dom'le, trebuie să-i vorbești din experiență, din ceea ce ai devenit, din rezultatul pe care tu l-ai obținut, ca apoi și ei să fructifice mai departe. Ce poți să ne spui despre ce faci în prezent, cât de mult te mulțumești, ce visuri ai pentru viitor, până unde îți dorești să ajungi? După ce am finalizat biblioteca pentru copii, biblioteca de nutriție pentru copii, visul meu este acum să finalizez o carte de nutriție pentru copii. Lucrez la ea, vreau să se adreseze copiilor cu vârste între 6 și 14 ani, astfel încât să le îmbrac mesajul într-o formă ușor de înțeles de ei, dar și ușor de acceptat. Și... vezi, mă întorc chiar la ascultat. În vară eram atât de obosit lucrând la această carte încât am simțit că nu mai pot să ofer în ea ceea ce mi-am dorit. Și atunci am oprit-o din lucru. Era epuizat. Eram epuizat. Și am pus-o pe hold pentru a mă ocupa în decembrie, când la mine lucrurile sunt mai lejere un pic. Este și timpul acela exact. Când stă mai mult în casă. Exact. Exact. Deci următorul pas pentru mine este să mă îndrept către... scris și să aduc copiilor o carte cu multe imagini, cu texte care să se adreseze puterilor de înțelegere, astfel încât să reușesc să aduc o schimbare în viețile lor. Foarte frumos și te felicit pentru tot Mulțumesc. Ceea ce ai realizat până în prezent. Mulțumesc! Aș vrea să te întreb acum care a fost cea mai grea muncă, pentru că la tine vin și copii și adulți, care a fost cea mai grea muncă în raport cu oamenii? Să lucrezi cu copiii sau să lucrezi cu adulții? Copiii în acest nu, domeniu în care... Copiii nu opun rezistență. Atâta timp cât le oferi soluții alimentare, încântătoare gustului lor, copiii nu opun rezistență. Adulții au programe. Da. Având experiențe de viață traumatizante, adulții opun rezistență schimbării. Dar lucrez cu cauciu acolo, probabil. Da. Adică nu intru în bula celuilalt să-l forțez să-și producă schimbarea, ci doar îl însoțesc. Atât. Și cât de deschiși sunt oamenii la acest proces? Este răspunsul care vine este ca și când mai fi întrebat pe mine acum 15 ani cât de deschis aș fi fost să slăbesc. Depinde de nevoia pe care o am. Nu aș fi slăbit dacă nu m-aș fi speriat. În acel moment al vieții mele percepeam schimbarea din frică. Acum o percep dintr-o altă zonă, de evoluție, de creație. Depinde de nivelul la care suntem în viața noastră. Aș vrea să te întreb acum, cum te-au perceput cei din familie și chiar prieteni, cercul tău de prieteni, văzând că tu de la avocat ai trecut la o latură, că aici când intră un om în avocatură, cel puțin așa se spunea când eram noi mai mici, era ca și când te așeza pe tot restul vieții. Ai bani, ai tot ce trebuie, ai un serviciu stabil. Cum a fost
pentru ceilalți trecerea aceasta a ta și, și cum ai privit-o tu din partea lor, mesajele din partea lor, ceea ce venea din partea familiei și a, și a prietenilor. Se spune că nimeni nu poate să fie profet în țara lui. Și atunci, momentul în care am produs această schimbare, am schimbat regulile jocului. Exact. Da? Ieșind eu din zona de confort, i-am scos pe ceilalți din zona de confort. Divorțul meu a venit cu pierderea unor rude, cărora le-a fost rușine de mine că am intentat divorț. Schimbarea mea profesională și deschiderea și materialele pe care le făceam vorbind despre interiorul meu, despre evoluția mea, a venit cu respingere din partea unor prieteni și s-a încheiat acele relații. Pe de altă parte, am avut aproape de mine oameni care au înțeles că aceasta, și-au crezut în tine. Da, că era o nevoie această călătorie, că această explorare a interiorului meu pe care așterneam pe hârtie sau în emisiunile pe care le făceam, mesajele care veneau din interiorul meu, în dialogul meu interior, pe mine asta m-a ajutat. Da, se spune că este important să fii surd la ce spun ceilalți și să te ții de drumul tău, dar nu întotdeauna putem să fim surzi. Nu toți avem această încredere în noi. Pe alocuri așa ne mai și afectează, ne mai țin pe loc, alteori căpătăm curaj și mergem mai departe. Evident că doare. Am avut nevoie de timp să înțeleg că respingerea pe care celălalt mi-o oferă, de fapt vorbește despre sine, nu despre mine. Da. Eu sunt doar o oglindă pentru da, el. Da, da, ca să ajungi la această înțelegere, ai trecut prin... Aveam nevoie eu de această călătorie. Da, da. Da. Și acum mi-aduce mie liniște. Exact. Și tu oferi la rândul tău și o dăruiești mai departe. Pentru că pot. Și pentru că pot și că, pentru că te satisface sufletește, pentru că atunci când noi dăruim din prea plinul nostru, ne-am împlinit pe noi. Asta spuneam în prima emisiune. Nu aveam sens. Acum am sens. Marian, pentru că se duce timpul foarte repede și nu mai avem decât vreo două minuțele. Aș vrea să te întreb acum, pentru că tot este tema despre incursiune, între ce ai fost și cine ești, despre obstacole aș vrea să te întreb. Care a fost cel mai mare obstacol în calea devenirii tale a ceea ce ești astăzi? Că, pentru că știu că drumul nu e ușor. Dar cel mai mare obstacol, dacă, nu știu, cineva te-a considerat nebun, băi, oprește-te, cum să pleci de la avocat? Sau ai întâmpinat fizic niște impedimente, niște obstacole? Te las să ne spui tu. Obstacolele le-am reale, au venit din interior. Rezistența mea la schimbare. O parte din mine îmi spunea, îmi indica calea, iar o altă refuza și mă păstra în aceeași zonă de confort, dar zonă de nefericire. Eu am fost o piedică, dar nu am fost o piedică pentru că mi-am dorit să fie o piedică, ci pentru că mi-a fost frică. Cu alte cuvinte, știi că se spune, cei mai mari dușmanii noștri nu sunt în afara noastră, sunt în interiorul nostru. Marian, pentru că o să ne oprim aici cu emisiunea, nu înainte de a te ruga să lași un mesaj pentru toți cei care ne-au urmărit și care ne urmăresc și sigur că te aștept în continuare să mai facem, să vorbim și despre nutriție și despre dezvoltare personală și tot ceea ce mai dorești tu să oferi celor care ne urmăresc. Lasă-le ceva care să-i atingă inima astăzi. Celor care caută schimbarea, le recomand să-și ofere timp. Răbdare. Și momentul acela să se bucure de călătorie, pentru că rezultatele vor veni. Îți mulțumesc mult de tot. Iată că timpul a trecut atât de repede încât parcă a fost 5 minute și ediția s-a terminat. Dragi ascultători, vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră și nu uitați, vocea interioară este ghidul infailibil care ne conduce pe drumul cel drept. Pe curând!